pe 1 TV. Continuă protestele împotriva lui Călin Georgescu, oamenii au ieșit în stradă pentru a doua seară la rând în mai multe orașe din țară. În total, mii de oameni au protestat în capitală, în Brașov, în Iași sau în Craiova, Sibiu, ori Timișoara. Tinerii au lansat un mesaj clar, România trebuie să rămână pe direcția occidentală. La 35 de ani de la Revoluție ne-am trezit că o altă generație luptă pentru democrație și anunță că protestele nu se opresc aici. Mii de tineri din toată țara au luat cu asalt străzile cu sute de mesaje anti-Georgescu și antifascism. În capitală, sute de tineri s-au adunat în piața universității pentru a cânta în cor "Nu votați un dictator, tinerii vă cer în cor". Printre cei veniți se numără însă și susținătorii ai lui Călin Georgescu. Alea sunt niște lucruri total scoase din context. Lucrurile sunt... Nici nu cunosc. Omul este spiritual. Ca să-l înțelegi, trebuie să-l asculți mai mult. Și dacă te uiți doar 10 secunde la videoclipul cu el, nu o să înțelegi nimic, asta e clar. Și pe el să nu-l văd la televizor, pentru că toată lumea îl denigrează și nu mai dorește să apară la televizor. Atât îmi doresc. Dar tu cum ai făcut alegerea să pui ștampila pe numele lui Georgescu? Sincer, am dat pe el pe un articol, ceva de genul ăsta. Apoi mi-a apărut pe TikTok, pentru că așa funcționează telefonul. Găsești ceva undeva, îți apare în altă parte. A ajuns la concluzia că spre final mă identific ca naționalist ca el. Asta e. De cealaltă parte, tinerii care au venit să-și facă voce auzită rămân șocați de părerile taberei pro-Georgescu. Pentru că mi-e teamă de oamenii care încă nu s-au documentat despre persoanele care sunt în Târgu Doi, ca să nu dau nume direct, și să nu fac o greșeală pe care o vom simți cu toții după. Protestatarii au ieșit în număr mare și pe străzile din Brașov și Iași. Un număr mare din noi ne-am adunat astăzi pentru a proteja anumite libertăți pe care le-am apreciat de atâta timp, dar încă nu am realizat cât de fragile sunt și cât de repede se pot pierde. Tinerii vă strigă în cor, nu dorim un dictator! Tinerii vă strigă în cor, nu dorim un dictator! Tinerii vă strigă în cor, nu dorim un dictator! Tinerii vă strigă în cor, nu dorim un dictator! Afară! Afară! Nici la Sibiu nu s-au lăsat mai prejos. În doar câteva zeci de minute de la ieșirea tinerilor din Sibiu, timișorenii și constanțeni au decis că este timpul să iasă și ei în număr mare în stradă. Acum 35 de ani, libertatea și democrația au început în Timișoara. Avem datoria istorică și morală să continuăm pe drumul de libertate și democrație. Eu și foarte mulți tineri din țara asta nu au dreptul la vot și totuși viitorul nostru este în mâinile voastre. Vreau să spun că astăzi sunt extraordinar de mândră să văd atâtea persoane cu dreptul la vot care asigură că tinerii din România o să aibă un viitor bun, că avem opțiunea să rămânem în țară și de aici tot înainte cu democrația, cu NATO, cu UE și cu libertatea. Poporul nu te vrea! Nu te vom vota! Poporul nu te vrea! Nu te vom vota! Poporul nu te vrea! Între timp, în capitală, sutele de tineri veniți dau de înțeles că nu vor pleca până când nu se vor face auziți. Democrați, nu suntem manipulați, suntem tineri de